Cei mai mulți dintre români se pensionează în momentul în care ating vârsta stabilită prin lege. Există însă și cazuri în care anumite persoane se văd nevoite să se pensioneze pe caz de boală sau invaliditate. Acest lucru se poate face doar în baza unor condiții, fiind necesare anumite documente pentru întocmirea dosarului. Pentru a se înscrie la pensia de invaliditate, cetățenii trebuie să completeze o cerere tip, urmând ca aceasta să fie însoțită de următoarele documente după caz. Carnetul de muncă în original și copie, carnetul de muncă pentru membrii CAP în original și copie, carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, tot în original și copie, alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată, actele de stare civilă, buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie în original și copie, livretul militar, diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi, dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate, adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de muncă, adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe întâi și a doua de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original, dacă este cazul, procură specială pentru mandatar, tot dacă este cazul, acte pentru dovedirea calității de beneficiari ai unor decrete și legi, alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, de exemplu certificatul de încadrare în grad de handicap, decizia medicală asupra capacității de muncă în original, adeverința din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat, copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă sau copie a fișei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională unde este cazul.